Evoluția cazurilor coronavirus acum în România și în lume, cifre oficiale pe care le-am primit acum doar câteva momente din partea autorităților române, 1470 noi cazuri de îmbolnăvire. Noi persoane infectate cu SARS-CoV-2 la 21.330 teste efectuate în ultimele 24 de ore. Și cele mai multe cazuri noi sunt în București, 291, județul Cluj, 73 și Ilfov, 66. 551 români sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. Avem, din păcate, 44 decese, 30 bărbați, 14 femei în ultimele 24 de ore. Până astăzi vorbim de aproape 5.000 de oameni, 5.000 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 care au decedat. Iar în total, pe teritoriul României au fost confirmate peste 125.000, aproape 125.500 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și peste 100.000 de oameni care au fost declarați vindecați, 100.636. Evoluția COVID-19 la nivel mondial. Acum în lume am trecut de 33.500.000 de cazuri de coronavirus. Iată, aproape 25 de milioane de oameni care s-au vindecat și peste 1.000.000 decese la nivel mondial. America are cele mai multe cazuri de coronavirus, aproape 7.400.000 și peste 200.000 decese. În India sunt peste 6.100.000 de cazuri. Brazilia se apropie de 5 milioane de cazuri. Ultimele cifre, evoluția COVID-19 în România și la nivel mondial, pe site-ul nostru, libertatea.ro.